Guvernul a decis ca sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice din județul Timiș să fie la Timișoara, însă sediul structurii antifraudă pentru regiunea de vest din cadrul ANAF a fost stabilit la Deva. Guvernul își motivează decizia prin faptul că această localitate prezintă riscuri ridicate de evaziune fiscală. Prezent în fața presei joi 25 iulie, vicepreședintele PDL Alin Popoviciu se întreabă oare de când Deva prezintă un risc mai mare de evaziune fiscală decât Timișoara, în condițiile în care aceasta din urmă are mai mulți agenți economici și implicit riscul de evaziune mai ridicat. Aceeași întrebare este valabilă și pentru serviciul VAMAL, care face parte din structura antifraudă, răspunsul fiind unul similar. Timișoara înregistrează mai multe operațiuni vamale decât Deva. PDL-istul Alin Popoviciu este de acord cu afirmația președintelui PNL Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, care declara ieri, citat de zhd.ro, că regionalizarea este o afacere de familie. E o afacere de familie și o spun, îmi asum asta indiferent de repercursiuni. A contat faptul că socrul premierului Ponta este parlamentar în Timiș. Dacă regionalizarea se face pe criterii de felul acesta, voi recomanda tuturor hunedorenilor să nu voteze regionalizarea, pentru că ne va fi mai greu ca acum. Noi vom deveni tot mai săraci în vreme ce alții vor lua tot. Se schimbă doar forma de centralizare a puterii și asta nu e regionalizare, așa cum am discutat-o și am gândit-o noi în USL. Domnul Dragnea și-a dus la el acolo, în Alexandria, direcția antifraudă, ca să n-aibă probleme. O văd și la Târgu Jiu, da, la domnul Ponta, la Deva, în loc de Timișoara, Oradea, Sibiu și București. Cred că riscul cel mai mare de infracționalitate financiară există tot timpul acolo unde sunt cei mai mulți agenți economici. Asta este o glumă. Să-mi spună cineva că într-un județ în care undeva nici firmele nu sunt foarte multe, o să avem un risc de infracționalitate financiară mult mai mare decât într-un oraș sau într-un județ ca și Timiș, unde știți foarte bine că noi suntem și la graniță aici, unde lucrurile sunt mult mai greu de controlat. Deci aceste povești îmi spun că, de fapt, acest proces de regionalizare nu este altceva decât o înțelegere politică între membrii celor două partide de guvernământ, PNL și PSD. Și domnul Bojin și domnul Robu ar trebui să se ocupe de lucruri mult mai serioase și să se lupte pentru ca instituțiile importante ale acestei regiuni să fie la Timișoara. Pentru că nu este suficient să spui în acest moment capitala regiunii Banat este la Timișoara. Capitala regiunii Banat este la Timișoara, dar toate direcțiile importante vor fi împrăștiate prin toate orașele din această regiune. Rămâne de văzut în ce orașe se vor stabili și celelalte sedii pentru restul instituțiilor cu atribuții regionale.